Vouă vine să credeți așa ceva? What the hell? Da, în fine, sunt genială. Uf. Ce întrebare e, mă, asta? Hei, 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 unicornii mei, bine v-am găsit! Numele meu este Olivia Adams și acesta este canalul meu de YouTube și primul meu vlog. Ce ai făcut, mă, nene? Acest program poate fi vizionat de copiii în vârstă de până la 12 ani numai cu acordul părinților sau împreună cu familia. Genul programului. Comedie! Vlogul de azi o să fie un Q&A în care eu vă răspund vouă la întrebări. Ne-am neaștept! Ideea în felul următor, am anunțat pe Instagram că voi face primul vlog, că va fi un Q&A și am zis că vreau să-mi pună lumea întrebări și încă nu m-am uitat la întrebări, intru acum să le citesc o dată cu voi. Blană! Forța unicornilor! Random. Așa, ia, am zis aici, hei, 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 unicornii mei, la, la, la. Ah, și am zis, vă rog să-mi dați subscribe și să activați clopoțelul. Deci, dacă tu nu ai făcut asta și vezi vlogul ăsta și îți place de mine și nu ți se pare că sunt prea... Atunci dă subscribe și activează clopoțelul și zic și de ce, pentru că după vlogul ăsta, vlogul sau am zis vlogul? Ce am zis? După vlogul ăsta, săptămâna viitoare filmez clip la noua piesă și o să vă iau cu mine și o să mai fac un vlog și de acolo și gen, o să, ăla chiar o să fie super blană. Așa că da. Bun, hai să văd întrebările, sunteți pregătiți? O, Doamne, câte întrebări sunt, mâncava și sufletul vostru. Ok, 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 ok. Bun, prima întrebare. Ce zodie ești? Sunt fecioară. Te-ai gândit vreodată să faci colaborări cu cântăreți mai cunoscuți? Obviously. Normal că m-am gândit și că îmi doresc, dar... na, toate la timpul lor. Alăm și noi ușor, ușor. Bun, de cât timp cânti? Este chiar prima întrebare, de cât timp cânti? Cânt de la 3 ani. La 3 ani am intrat într-un cor pe nume Allegretto. Am stat în corul ăla până pe la 16 ani. La 16 ani am plecat un an în Germania la studii și a trebuit să mă retrag din cor. Am avut o pauză cu muzica, apoi m-am hotărât să mă apuc de canto. Am făcut canto cu un prof foarte nașpa, care mi-a stricat vocea, apoi am făcut canto puțin cu alt prof nașpa, chestiile astea durau câte o lună, două. Făceam canto o lună cu un prof, nu-mi plăceau vocalizele, nu-mi plăcea că, nu știu, au mania asta, profii de canto, tot timpul să te facă să cânti ca ei, adică nu înțeleg chestia asta, lasă-mă să cânt ca mine, nu ca tine, o să fac. În fine, ce-mi place că nu mai e ca pe TikTok, gen să am doar un minut dispoziție aici, pot să vorbesc mâncava și sufletul vostru și credeți-mă că îmi place să vorbesc, nu mai intați gurița aia nici când trebuie. Da, în fine, cânt de mică, acum nu mai fac cantul, nu mai fac nimic, acum doar cânt la nuți, adevărat, nu-ți botez urgumetrii, cine vrea, da, glumesc, și vlogul ăsta merge perfect. Până acum, mi-e și groază să mă uit la editare după, așa, da, deci cânt de mică, ca să-ți răspund pe scurt la întrebare, că nu cred că m-ai întrebat toată viața mea, da, și în prezent, în prezent mă ocup de mine să cresc eu ca artist, am vreo 8 piese lansate, 8, cred că 8 sunt, așa, am compus de-a lungul acestor 2 ani, muzică și pentru alți artiști din România și acum, ușor, ușor, am început să compun pentru mine. Hai să vedem altă întrebare. Abia aștept să văd vlogurile tale. Hei, îl filmez chiar acum, blană! Așa, la câți ani ai avut primul prieten? Blană! La câți ani am avut primul prieten? La 19 ani am avut primul prieten. De unde ești? Sunt din București, născută și crescută în București. Așa. Câți ani ai? Bună, sunt Olivia și am 23 de ani și sunt fecioară. Mi se pare foarte tare că am fost o perioadă în care am făcut live-uri pe TikTok în fiecare zi. Tot timpul mă întreba lumea în live-urile alea câți ani ai, ce zodie ești, câți ani ai, ce zodie ești. La un moment dat am început să scriu în descrierea aia fecioară.23 de ani. Băi, și lumea intra pe live și mă întreba câți ani ai și ce zodie sunt și eram gen, dude, scrie în descriere, uai, citește descrierea. Așa, ce te-a determinat să te apuci de TikTok-uri? Cred că am mai zis povestea asta.
But it's ok, I'll say it again. Eu am aplicația de pe vremea când se numea Musical.ly, intram și atunci, nu mi se părea chiar atât de tare, mi se părea boring, acum este la un cu totul alt nivel, deci s-a făcut un rebranding extraordinar pe aplicație. Aveam și eu videouri pe vremea aia, pe Musical.ly, le-am șters, mă rog, whatever, am văzut că s-a rebranduit, că și-a dat numele de TikTok. Am zis, bă, hai să intru și eu din nou să văd ce și cum. Am făcut un video două, nu prea m-a interesat, am lăsat-o moartă, după am intrat iar pe aplicație. La mine a fost o chestie de asta, gen, am instalat-o, am șters-o, am instalat-o, am șters-o, nu prea mă pasiona, nu înțelegeam ce se întâmplă, până când am început să stau pe For You. Și am văzut-o pe o tipă de care îmi plăcea mult cum face, gen, ce face, mi se părea foarte amuzantă și am fost chestia aia, gen, mi-aș dori și eu să fiu ca ea și să fac lumea să râdă, nu să doar să urmăresc videouri. Și am început ușor, ușor. Ce mi se pare foarte tare și o să susțin ideea asta în continuu, și am vorbit și ieri cu o prietenă despre chestia asta, eu ca să-mi prindă un video a trebuit să fac vreo 30-40 de videouri. Deci la mine primele 30 de videouri au fost cu câte două like-uri. Nu s-a uitat nici naiba la ele, nu m-a interesat pe absolut nimeni, dar, nu știu, ceva m-a făcut să continui până a bubuit un video. Dar dacă eu mă lăsam de chestia asta, nu aș mai fi fost astăzi aici în fața voastră vorbind cu o cameră și citind niște întrebări de pe telefon. Deci vă zic sincer, dacă vreți să faceți ceva, trebuie să fiți determinați, disciplinați și consistenți. Altfel, fără multă muncă, vă zic eu, Soto, nu ajungeți nicăieri. Bun. Când o să scoți o nouă piesă? Păi uite că mă duc săptămâna viitoare să filmez clip, o să vă iau și pe voi cu mine la filmări, abia aștept să iasă piesa, este genială piesa, mie îmi place foarte mult, videoclipul este și mai genial, sper să iasă extraordinar, eu efectiv abia aștept. Ne facem un shop online de lucruri pentru unicornii tăi. Da, chiar o să fac, deci abia aștept. Felicia, da, o să fac, abia aștept, este în proces. Ideea e că aș vrea să scot mai multe chestii deodată ca să aveți posibilitatea de a vă alege ce vă doriți, nu să luați ceva doar așa că hai să iau și eu ceva să o susțin. Chiar vreau să aveți o gamă foarte largă de produse ca să fiți siguri că vă alegeți exact ce vă place și se muncește intensiv la ele, tocmai ca să livrez un produs de calitate și nu o chestie așa numai să fie. Vreau să fiu sigură că fac totul cum trebuie, ca la carte, ca să vă placă și să găsiți în continuare plăcerea de a mă susține și de a-mi fi alături. Pauză. Când faci fanii îmi controlează viața. Ăsta o să fie al treilea, ăsta e primul vlog de prezentare, apoi o să-l am pe cel cu cel de la filmări și apoi o să vină cel cu unicornii îmi controlează viața. Ai dori să participi la Asia Express? Da, mi-aș dori foarte mult să particip, doar că am stat și m-am gândit. Eu nu pot să mănânc gângănii de alea, adică pot să mănânc putregaiul ăla de stinky tofu, dar mie nu pot să-mi dai să mănânc balul, pentru că efectiv leșin, o să-ți leșin acolo. Nu știu, e complicat, mă mai gândesc. Dacă se face Asia Express drumul TikTokerilor și garantați voi că mă susțineți, o să lupt pentru voi să ajung până în finală. Ia uite, întrebare bună. La început îți era frică de hate? Aș putea să vorbesc un milion de ani pe tema asta. Eu am fost o persoană foarte bullied când eram mică, din simplu fapt că eram urățică și că eram mai mică decât restul din clasă de la mine, pentru că ai mei m-au dat la școală pe la 5 ani jumate, restul aveau 7-8, înțelegeți, da? Deci eu tot timpul am fost aia subdezvoltată din toate punctele de vedere. Ceea ce a dus la eu luându-mi foarte mult hate. Și am crescut cu chestia asta că tot timpul trebuie să tac, tot timpul trebuie să nu supăr pe nimeni și în ideea în care m-a interesat foarte mult ce a zis lumea despre mine și ce a comentat. Și chestia asta m-a făcut să trăiesc într-o frică de a face orice. Eu puteam să mă apuc de YouTube la 15 ani. Puteam să fac toate chestiile astea, dar mi-a fost atât de frică de ce o să zică lumea și mi-am dorit atât de mult să-mi păstrez o imagine perfectă pentru lume, că frica asta m-a oprit din a evolua și din a avansa și din a ajunge în punctul în care sunt acum.
mi-a luat foarte mult timp să înțeleg că, indiferent ce aș face, lumea o să comenteze, frate, o să comenteze, this is so fun. Lumea o să comenteze orice îi face, oricât de bine ai arăta, oricât de bine ai vorbi, oricât de bine te-ai îmbrăca, oricum te-ai prezenta, oricum ai arăta gras, slab, frumos, urât, nu contează, lumea comentează. Dacă ești modestă, lumea, că vorbeam ieri cu cineva, dacă ești modest, lumea comentează. Dacă ți-e talezi bogăția, lumea comentează. Dacă ești sărac, te comentează. Dacă ești bogat, te comentează. Deci nu contează. Orice faci în viață, lumea o să te comenteze. Eu când am înțeles chestia asta, mi-am dat seama că oricum o să mă comenteze lumea. Dar există șansa aia mică ca eu, dacă fac ceva, încep și fac videouri și mă expun vouă, există șansa micuță ca cineva să rezoneze cu mine și să înceapă să mă placă și să construiesc o comunitate în jurul meu cu care mă înțeleg, care are aceleași valori cu ale mele și să-mi creez practic o familie. Și exact asta s-a întâmplat. Adică faptul că nu m-a mai interesat hate-ul și că am lăsat frica la o parte m-a făcut să pot să vă cunosc pe voi și să-mi crez comunitatea asta de unicorni fain și să stau să primesc mesaje de la voi și să vorbesc cu voi și să vă dau sfaturi și să vorbim despre o tonă de chestii. Veniți unii dintre voi la mine cu niște chestii destul de dure, niște probleme destul de dure care uneori mă șochează și pe mine și mă gândesc cum naiba e atât de puternic omul ăsta că reușește să treacă prin chestiile astea, că eu n-aș fi trecut prin chestiile astea, n-aș fi rezistat. Adică și când văd chestiile astea, mă face să fiu atât de recunoscătoare că am lăsat frica la o parte și m-am lăsat să vă cunosc și să creez chestia asta, că n-aveți idee, deci e o chestie foarte faină. Și ca să-ți răspund la întrebare, da, la început mi-era foarte frică de hate, mi-a fost extraordinar de frică de hate cu fiecare video pe care îl postam, mi-era foarte frică de cine ce o să zică, mama asta e urâtă, mama asta e grasă, mama asta e nu știu cum, asta nu știe să se macheze, whatever, mi-a fost foarte frică. Acum nu mai e, că știu că oricum cineva o să comenteze ceva urât și încerc să înțeleg de ce aruncă cu hate. Am repetat și o să repet, un om care este mulțumit și împlinit cu el, niciodată nu o să arunce cu hate așa gratis. Un om care este frustrat și nu este fericit cu el, întotdeauna o să dea cu ură în alții în speranța ca el să se simtă mai bine și superior. Așa că atunci când cineva aruncă cu hate în voi, trebuie să vă fie frică, pentru că omul ăla aruncă cu hate pentru că el are o problemă cu el. Trebuie să vă uitați peste chestia asta, peste cuvintele lui și să înțelegeți, ok, de ce a vrut omul ăla să arunce cu hate? Ce vrea el, ce-l doare pe el de fapt în suflet de aruncat în hate cu mine? Oare pot să-l ajut cu ceva? Asta este mentalitatea. Oare pot să ajut omul care a aruncat cu hate în mine? Să-l fac să nu mai fie atât de frustrat și de supărat pe el. Eu zic că asta este mentalitatea și pe ideea asta merg. Ups, pardon. Dacă pun asta pe YouTube, sunt blană. Da, dragă, mai sughite omul când bea acid. Asta e, se întâmplă tuturor. Vă nu vi s-a întâmplat niciodată să beți ceva suc cu acid și să zuchițați după? Mințiți dacă știți că nu. De cât timp ești populară? Sunt populară? Ce înseamnă să fii popular? Chiar sunt curioasă de la ce punct în sus se înțelege că ești popular. Câți urmăritori trebuie să ai ca să se considere că ești popular? Chiar sunt curioasă, ca să zic de unde, ca să zic de cât timp sunt populară. Așa, vreau să gătesc pentru TikToker faimoși. Vrei să apari și tu în serie? Da, gătește-mi paste cu patru formaje. Mădălina. O să vrei să cânti la nunta mea când voi fi mare. Eu cânt. Invitați-mă și vin să cânt.
Ai fost în Germania? Da, am fost, am învățat un an acolo, am fost într-un schimb de experiență. Uite, asta poate să fie unul dintre vloguri, anul meu în Germania. Dacă vreți, scrieți-mi în comentarii dacă vreți să fac un vlog cu anul meu în Germania și experiența mea ca și elev de schimb în Germania. Chiar voiam să fac vlogul ăsta de foarte mult timp, niciodată nu l-am făcut, că n-am avut curaj. Pentru că e un story time foarte, foarte greu. Anyway. Așa, abia aștept să te văd și pe YouTube. Bună, David, uite-mă pe YouTube. Care este culoarea ta preferată? Rospal. Cum ți-a venit ideea de a numi unicorn? This is so funny because it was not my idea. Deci, ca să înțelegeți, oameni buni, ideea de unicorn nu a fost ideea mea. A fost ideea voastră. Am postat eu poza aia cu pijamaua mea. Zis eu în descriere că nume de cod unicornul bezmetic și voi a zis, ei, unicornii la putere, suntem unicornii Oliviei. Și apoi am fost gen... Ce ai zis? A zis că sunteți unicornii Oliviei? Și a fost o chestie de aia gen... Da. And that was it. Așa, așa ne-am creat comunitatea de unicorni. Vedeți, când ți-e destinat un drum, parcă toate se așează una după alta fără prea mare greutate, adică totul decurge natural și așa îți dai seama că aia este direcția în care trebuie să mergi, când tu nu trebuie să depui un efort foarte mare să faci ceva, când totul vine natural. Mie ideile pe TikTok îmi vin natural, nu stau să mă stresez, să mă chim, aoleu, azi ce fac? Pentru mine e o joacă, pentru mine totul e o joacă și mi se pare fain și e chiar super fain și de-aia îmi dau seama că asta trebuie să fac. Așa, gata cu filozofatul. Următoarea întrebare. Care este numele tău adevărat de familie? I can't say that now, but stay tuned. Nu pot să vă zic. O să vă zic la un moment dat, dar you gotta work for it. Cât ai luat la BAC? Cred că am luat 9,50 și ceva. Sau acolo. Nu mai știu, că asta a fost acum foarte. Da, în orice caz am luat notă mare pentru că am învățat mult și vă sfătuiesc și pe voi să faceți la fel, că am auzit că e bacul pe 22, baftă la bac. Dacă se uită cineva... Pe ce aspecte te bazezi când cunoști un om? Mamă, asta chiar e o întrebare foarte bună. Pe ce vibe îmi dă? Îmi dă vibe de o să am încredere în persoana asta sau îmi dă vibe de ai grijă că persoana asta este fishy? La asta. Pe asta mă bazez. De cât timp te-ai apucat de YouTube? De astăzi. De astăzi m-am apucat pe YouTube. De azi și pe YouTube. Ok. Vei avea concerte? Doamne ajută. Ia, hai să ne uităm la întrebări. Hai să ne uităm la... Voi vedeți cum mi-am schimbat vocea? Nu pot să vorbesc în altă vocea. Cu tine vorbesc așa. Cu tine vorbesc. Da. Hai, nu fii supărat. Mami, te iubește, iubitule. Iubitule. Așa. Cum ai ajuns să fii cântăreață? Am muncit. Am muncit la visul meu. Ce ai făcut în carantină? Am stat toată ziua pe TikTok. Literally, asta am făcut. Și am scris la disertație puțin, că eu trebuie să mai-mi dau un master. Dar cel mai mult am stat pe TikTok. Bună din nou! Da, whatever. Așa se întâmplă când este prima dată când filmezi un vlog, habar nu ai. Am rămas fără baterie la GoPro și, bă, da, a trebuit să-l pun la încărcat și să aștept să se încarce. Whatever, all good. Să continuăm cu întrebările. Bun. Mai vrei să-ți faci tatuaje? Da, momentan am 4 tatuaje. Aștept să filmez clipul. Am vrut să fac tatuajele fix când am ieșit din carantină, doar că nu știam dacă se vindecă până la clip, dacă am timp. Așa că am ales să le fac după clip. Sunt vreo 4-5 tatuaje pe care vreau să mi le fac deodată și da, I'm pretty excited about it. Îți plac rollercoasterile? Da, îmi plac foarte mult, dar de ce îmi plac? Îmi plac pentru că mi-e frică să mă dau în ele și pentru că îmi dau senzația aia că o să mor. Și mie îmi place senzația aia când ai impresia că o să mori. Nu știu de ce îmi place, chiar nu pot să-mi explic de ce îmi place senzația aia de oh my god, I'm gonna die. Sunt dilie. E blană, e blană. Cred că de-aia am și sărit cu parașul, nu cu parașta, cu parapanta, pardon, cu parașta voiam să sar anul ăsta, dar cred că o să o amând pentru anul. Am sărit cu parapanta ca să văd dacă mor, ca să văd dacă pot să sar cu parașuta, gen.
O să fac un vlog și dacă sar cu parașuta. Ce faci atunci când vrei să scrii un cântec, dar te simți neinspirată? Sunt foarte multe momente când mă simt neinspirată, nu prea, de foarte multe ori nu lucrez pe inspirație, pentru că inspirația aia blană rău de tot, care te face să scrii un cântec în 10 minute, la mine vine destul de greu, așa că mă bazez foarte mult pe muncă și pe referințe, lucrez foarte mult cu referințe, mă inspir, văd întâi ce fel de piesă vreau să fac, în ce vibe să fie, văd alți oameni cum au procedat când au făcut o piesă în stilul ăla și cam așa fac cu referințe. Apoi trag niște versuri la linie reală, linia contează și în funcție de asta după scriu și versurile. Care sunt trei interese de ale tale în afara muzicii? Îmi place foarte mult să călătoresc, îmi place foarte mult make-up-ul, am o pasiune pentru make-up, îmi place să-mi cumpăr foarte mult make-up și foarte multe palete pe care nu le folosesc și le las să se usuce și să se strice, dar am 20 de palete, 20-30 de palete, like whatever, și eu nu fac decât să-mi pun sclipiș pe ochi și aia, nu înțeleg de ce am atâtea palete. Îmi place foarte mult să călătoresc, am zis, îmi place foarte mult să scriu și să citesc cărți fantasy. Când eram mică chiar scriam foarte, foarte, foarte des fantasy, dar m-am oprit din chestia asta și mi-a părut foarte rău și acum mi-aș dori foarte mult să am timp din nou să mă apuc să scriu chestii fantasy, povești, pentru că îmi plăcea extraordinar de mult să fac chestia asta. Și habar n-am, să metalez întreaga viață în fața voastră se pune ca un hobby? I guess so. Așa. Ce te motivează pe tine cel mai mult? Ce mă motivează pe mine cel mai mult? Amuzant. Amuzant, și zic amuzant pentru că știu că nu e ok să mă motiveze chestia asta, dar mă motivează foarte tare când cineva îmi spune că nu pot să fac ceva. Îmi place foarte mult să demonstrez că se înșală și îmi place atât de mult. Sunt, știți meme-urile aia cu tell me I can't do something and I'll do it twice and take pictures și că o să fac și poze? Fix așa sunt eu. Îmi place foarte mult să demonstrez oamenilor că s-au înșelat în privința mea. Sunt un unicorn, ador vocea ta, poți să cânti Dance Monkey. Bună, unicornule, bună, bună, bună. Dance Monkey, ok. I said, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me, that while I was passing by. Now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. And oh my, I like your style. Ooh, you make me, make me, make me wanna cry. Now I beg to see you dance just one more time. Blan. Așa, ce întrebări mai avem? Ce așteptări ai de la tine și de la muzică în general? Eu am avut foarte mari așteptări de la mine, foarte mult timp, și așteptările astea m-au dus foarte într-o zonă foarte depresivă. M-au dus în zona în care oricât aș fi avansat și oricât aș fi evoluat, mi se părea că nu am evoluat absolut deloc. Și atunci am zis, băi, stai puțin că ceva nu e ok, ieși din zona aia. Așa că momentan nu prea mai am așteptări de la mine, adică încerc să nu am așteptări de la mine, încerc să mă descurc cât pot eu de bine, dar fără a avea așteptarea de a-mi ieși perfect, că, nu știu, încerc să nu mă mai consum atât de mult și să nu mai am atât de multe așteptări de la mine și să nu mă mai pedepsesc atâta când ceva nu-mi iese. I don't know. Da. Așa... Aleluia, 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 ba. Părinții tăi sunt divorțați? Da, din păcate sunt divorțați. Stau cu mami. Ora așa. Random așa. De ce nu semeni cu... De ce nu semeni cu tipa din I'm Lost? Nu ești tu? Nu, nu sunt eu, nu apare, deci ca să clarificăm o dată și pentru totdeauna, nu apare un clipul I'm Lost, de-aia nu semăn cu tipa din I'm Lost, este o actriță. O să apar eu în următorul clip, dacă vă bucurați să auziți chestia asta,
Dar nu apar, eu n-am rost. Eu cânt piesa, este vocea mea, este piesa mea, am compus-o împreună cu echipa mea, dar nu apar eu în clip, de-aia nu semăn cu mine. I fell asleep in my marasha, orasha, but then I dream of you in India. Ooh, I fell asleep in my marasha, orasha, but then I dream of you in India. Păi, cam atât. Cred că a fost pentru astăzi. Dacă sunt întrebări la care nu am răspuns și la care chiar încă mai aveți curiozități, lăsați în comentarii întrebările astea noi pe care le mai aveți. Lăsați-le aici jos în comentarii sau unde o să fie, whatever. Jos, da, bravo, Adriana. Mă sună tati. Da, tati? În fine, revenind... cam asta a fost pentru astăzi. Sper că v-a plăcut. Sper că a ieșit ceva, nu știu. Mulțumesc mult de tot că vă uitați la mine. Mulțumesc mult de tot că mă susțineți. Mulțumesc că m-ați încurajat să mă apuc de YouTube. Mulțumesc pentru toată susținerea pe care m-a arătat zilnic prin mesaje, prin videouri, whatever, orice faceți voi. Mulțumesc din tot sufletul. Înseamnă enorm pentru mine. Vă mulțumesc, vă iubesc, vă apreciez din tot sufletul și ne revedem săptămâna viitoare cu următorul vlog. Păi, gata, ne-am apucat de treabă, nu? Hai, pa! Hai salutare, hai salutare, hai salutare, tare, tare, unicornilor, ce mai faceți? Bine ați venit la vlogul meu. E bine? Hai zi dacă e bine. Ne-am descurcat? Ne-am descurcat?